De ce germanii se mai numesc și nemți? De unde vine numele acesta? Ori de câte ori vorbim despre politică, armată, economie sau chiar sport, Germania reprezintă un etalon pentru toată lumea, inclusiv pentru noi românii. Dar oare câți dintre noi știm de unde vine denumirea de german, pe care o folosim aproape zilnic în diverse conversații, indiferent de context sau de tema abordată? Cuvântul Germania, german, provine din limba latină și a fost folosit de împăratul Iulius Cezar în lucrarea sa Note despre războiul galic, în care vorbește despre popoarele care locuiau în partea de est a fluviului Rin și pe care avea să le invadeze în primăvara anului 55 înainte de Hristos. Cuvântul german fusese adoptat de Iulius Cezar într-un termen galic și ar fi însemnat vecin. În vorbirea curentă, pentru a face referire la locuitorii Germaniei, folosim deseori cuvântul neamț. Acesta provine din vocabularul limbilor slave, în care neamț are semnificația de mut. De altfel, așa îi numeau slavii pe germani din cauza că nu le înțelegeau limba. Cel mai elocvent exemplu îl oferă limba poloneză, care este limba de origine slavă. Pentru germani, polonezii folosesc cuvântul niemț și se pronunță niemț. Se poate observa cu ușurință asemănarea dintre cele două cuvinte, explicația fiind că sunt cuvinte înrudite. Nemți sau germani? Noi românii folosim ambele variante. Când este vorba de ceva oficial sau literar, spunem german, în timp ce varianta neamț o folosim în vorbirea curentă. Faptul că utilizăm ambele variante se explică prin faptul că, deși este o limbă romanică, limba română are și foarte multe influențe slave, deoarece ca toți vecinii României, cu excepția ungurilor, vorbesc o limbă slavă. În țara noastră există o regiune unde toponismul neamț are o etimologie interesantă. Cuvântul apare în denumirea mănăstirii, orașului reședință de județ, a târgului, a cetății și a râului care odinioară se numea Ozana. Istoricii susțin, în cazul de față, cuvântul neamț nu arată originea unui popor sau unui grup de oameni care au trăit în această zonă. El se referă la originea slavă a cuvântului, care are semnificația de tăcut sau liniștit, așa cum sunt cetatea Neamț și râul Neamț.